Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este a patra zi de postare, a patra, este miercuri și ce v-am promis eu mai demult? Că vă arăt cum mă machiam în liceu. Da, deci machiajul meu din liceu era unul... Nici nu știu cum să spun că era. Era ciudățel. Adică acum, stați să mă gândesc, 10 ani am terminat eu liceul, mai pui 4 de școală, deci acum 14 ani nu erau atât de multe informații despre machiaje, cum să le aplici și așa mai departe. Nu era atât de multe informații câte sunt acum, asta vreau să spun. Țin minte, am avut un profesor în liceu care era puțin nebun. Și rău, toată lumea știa de profesor rău, a murit săracul, Dumnezeu să-l ierte, a murit de mult. Era și bătrân oricum. Ideea e că atunci când mă vedeam, zicea, vă, iar ticănii la ochi. Da? Și ce? Că pe mine părinții mă lasă și n-aveau nimic împotrivă că eu mă machiam și că așa mai departe. Dar gândindu-mă acum înapoi, așa machiaj aveam, deci, nu știu, na. Nu aveam multe informații atunci, nu eram foarte sigură pe mine, nu... Întotdeauna am fost fata aia mai băiețoasă puțin. În general, eram tunsă scurt, vă dați seama, eram tunsă scurt, ca un băiat arătam. După aceea mi-am lăsat părul să crească, până aici l-aveam așa tuns și drept. Cred că de asta mă tot tund așa, să mi-aduc aminte de mine când eram mică. Nu știu sigur ce să zic. Dar întotdeauna am fost... Mai băiețoasă niciodată n-am fost foarte feminină, foarte delicată, foarte... Nu eram eu așa. Apreciez foarte, foarte mult fetele, femeile, doamnele, domnișoarele care sunt feminine și ginga și drăguțe și așa. Eu nu pot să fiu așa. Eu sunt mai băiețoasă ca o mică povestioară. În general la care eu eram, era și soțul meu și eu eram în clasa a treia sau a patra. El e cu 2 ani mai mare ca mine și mereu îl vedeam, dar eu cum eram tunsă cu oala, că eu mergeam la frizerie la băieți, mergeam cu tati la frizerie, eu nu mă duceam unde mergeau femeile, că eu eram băiat. Și cum eram tunsă cu oala, vă dați seama că el nici nu se uita la mine, nici măcar nu mă băga în seamă, deci na, ce să mai zic de alte chestii. Și până la urmă tot cu el am ajuns să mă căsătoresc și mi-a spus că, Doamne, tu n-ai văzut cum arată, ai cum să te bagă în seamă. Plus că el nu era atunci cu fetele, cu chestii, era cu băieții, cu fotbalul, cu na, ce, na, chestii din astea de băieți. Oricum, în liceu m-am schimbat puțin pentru că în orașul din care eu sunt, din Deva sunt, era un ziar, cred că și acum este, se numește Cuvântul Liber sau se numea, că nu mai știu, dacă îl găsesc o să vi-l pun pe aici într-o fotografie să vi-l arăt, că nu știu sigur pe unde e, sper să-l găsesc. Am apărut în ziar și eu și prietena mea de atunci, Ana Maria, amândouă așa cu cafeaua în mână și eram pe la oameni prin poștă și așa și atunci mi-aduc aminte că nu mă machiam foarte, foarte tare, cum vreau să vă arăt acum, pentru că atunci deja crescusem, eram în clasa a 11-a, cred că, sau a 12-a, dar în clasa a 9-a și a 10-a, Doamne, deci atunci mă machiam, vă arăt, uite, acum o să vă arăt cum mă machiam eu în liceu și să nu faceți aceleași greșeli ca și mine, dar atât știam atunci, nu știam mai mult, astea erau informațiile pe care eu le știam, lucrurile astea le vedeam întotdeauna, deci na, cam asta e. Din păcate nu am aceleași produse, dar mi-amintesc așa vag cam ce produse erau pe atunci, adică ce produse erau și acum sunt produsele alea, dar eu nu le am. Eu o să vă arăt cu altceva, dar ideea este să vedeți voi de fapt cum mă machiam eu în liceu. N-aveam nicio treabă cu machiajul, nici măcar nu știam ce este ăla machiaj, adică acum 14 ani când am făcut eu liceu, nu știu, nu erau așa multe fete machiate sau... Nu era așa nebunia cu machiajul, vai, nu te machiezi. Dacă te machiai, erai ciudată atunci. Acum, dacă nu te machiezi, ești ciudată. Deci, na, ce să zic. Așa că, dacă vrei să vezi cum mă machiam eu în liceu, rămâi cu mine în continuare. Eu astăzi o să-mi aplic fondul de ten de la L'Oreal Nude Magic. Apropo, așa ca o mică paranteză, să știți că ăsta e un fond de ten foarte bun și foarte lejer. Pe atunci aveam un fond de ten de la Avon, un fond de ten, cred că într-un ambalaj de sticlă, dacă nu mă înșel, era, bineînțeles, fond de ten al lui mami. Și mai aveam, cred că de la Maybelline, cred că da. Vă dați seama că nu știam ce sunt alea pensule și eu mi-aplicam totul cu mâna, asta o să fac și acum. Să vă arăt tehnica mea de acum 14 ani. Luam așa pe mână, îl amestecam bine și mă dădeam pe față.
Și pe buze, să nu uit buzele. Și pe sprâncene, Doamne! Deci îmi dădeam și pe sprâncene, dacă vă vine să credeți. Și mă dădeam doar până aici, mă duceam și pe gât. Nu știu de ce, atunci ascundeam sprâncenele, dădeam așa cu fond de ten ca să se acopere și mi-intra, vă dați seama, mi-intra tot fondra de ten în firele de păr. Pe eu firele de păr le-am groase, așa, deci, na. Bineînțeles că îmi aplicam un fond de ten mai închis, voiam să fiu bronzată, dar nu mă gândeam și nu m-am gândit niciodată atunci că trebuie să-mi aplic fond de ten și pe gât. Nu mi-a spus nimeni, nu știam, pur și simplu, nu știam că trebuie să fac chestia asta. Nu știam că trebuie să-mi fixez machiajul, că trebuie să aplic pudră, Doamne, nici nu știam ce e aia pudră, adică na. Vă dați seama pe ce planetă trăiam eu acum 14 ani. Eram pe cu tot o altă planetă decât pe Terra. Aveam o singură pensulă, tot de la Avon, bineînțeles, că aia era atunci și cu aia mă machiam. Era o pensulă neagră, mică așa, de la Avon. Ieșea așa părul din ea, întotdeauna nu o spălam niciodată, deci, na. Eu am auzit că pensulele se spală după mulți ani și am zis, da, pensulele se spală? Și știu și unde am auzit, era emisiunea cu Dr. Oz pe Euforia sau nu Euforia, se numea cumva atunci programul ăla și era emisiunea cu Dr. Oz și avea invitat pe cineva, o tipă, o doctoriță sau ceva de genul ăsta și povesteau despre cum femeile ar trebui să-și îngrijească produsele de machiaj și na. Și atunci au spus că pensulele se spală după fiecare utilizare și eu eram, da? Eu n-am știut asta. Eu dădeam cu ele pe față, le lăsam acolo cu microbi, cu vai și amar, în baie și nu le spălam niciodată. Și atunci eu am dat seama, zic, băi, hello, pensulele se dezinfectează și se spală cu săpun. Eram așa, da, se spală pensulele? Cool! După ce făceam pasul acesta, după ce aplicam fondul de ten, foloseam niște perluțe de la Avon, erau într-un ambalaj maro, așa, dacă ținem minte bine, și erau foarte, foarte multe perluțe și, ca să fie mai intens, spărgeam perluțele alea care erau mai închise, le spărgeam cu capătul de la o lingură sau linguriță, le pisam bine, 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 bine și când mă dădeam frecam tare, 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 tare pensula aia, na, într-adevăr, nici pensula nu era așa de o calitate foarte mare și nu prea se lua produs pe ea. Eram și reprezentant Avon, alte fete făceau comandă la mine pentru produsele de la Avon, iar eu îmi luam produsele gratis. Îmi ajungeau banii să-mi iau o cutie de perluțe sau un parfum sau ceva de genul ăsta, dar nu foarte, foarte multe chestii. Pentru că nu îmi permiteam să îmi cumpăr multe și din ce făceam ca reprezentant Avon, dădeam banii tot pe produse cosmetice și mai vedeam în revistele alea de la Avon, în catalogele lor, vedeam tot felul de femei machiate și așa și încercam cumva să le copiez, să fac și eu ce fac ele, na. Dar nu mi-eșea în totalitate pentru că nu știam tehnic nimic, adică eu doar ce vedeam încercam să aplic pe mine. Bun, acum o să aplic bronzerul, aveam un bronzer, perlele alea erau foarte, foarte, foarte roșcate, erau roșii așa și, na, mie îmi plăcea atunci, acum o să aplic un bronzer de la Maybelline, un bronzer care mie îmi place, Dream Sun de la Maybelline, iau pensula și pun mult, așa că așa puneam și atunci, mult, mult și începeam să fac așa. Așa făceam. Chestia era că nu blenduiam nimic, nici măcar nu știam ce e la blending, nu știam, că nu aveam de unde să știu. Eu puneam produsul cu pensula și frecam așa, du-te vino, du-te vino, nu circulare, nu în sus, nu să scuturi pensula de produs, nu, să fie cât mai mult produs, așa făceam. Da, da. Toată lumea știe mișcarea asta. Nu erau simetrice, una era mai sus, una era mai jos. Apăsam pe pensulă de... Ui, așa mi se turtea pensula pe față, cât de tare apăsam. Doi și freacă și freacă. Și v-am spus că sprâncenele nu le făceam. Eu nu mi-am făcut sprâncenele până în facultate nu mi-am făcut sprâncenele, deci na.
Adevărul e că nici nu am așa probleme cu sprâncenele, nu mă deranjează atât de tare pentru că sunt foarte negre și am aici colo niște goluri. Eram pensată într-adevăr puțin mai subțire, puțin mai mult, că așa era mod atunci, să fii pensată subțire. S-a mai schimbat moda, mi-am lăsat sprâncenele să crească și piesa de rezistență a machiajului meu este creionul dermatograf negru. Foloseam creion de la Farmex sau de la Ada? Cred că de la Ada, că era mai ieftin, era un leu, gen, sau ceva de genul ăsta. Și ce făceam? Îmi puneam creionul pe linia apei. Cam așa ceva mi-l puneam pe linia apei. Nu-l fixam cu nimic pentru că nu știam că trebuie să-l fixez și nu înțelegeam de ce când ajungeam acasă, eu nu mai aveam creion la ochi, nu mai aveam fond de ten pe față și, bine, nu, aveam fond de ten pe față, dar așa tot cu pete pe față, tot cu primer, ce e la primer, mă dădeam, de fapt, mă dădeam cu o cremă de la Nivea, așa cum mai este această cremă, tatăl meu se dă cu crema aia de când îl știu eu și acum se dă, crema aia clasică de la Nivea și cu aia mă dădeam în fiecare dimineață și mereu mă întreba, Claudia, te-ai dat cu cremă? Nu, da, te duci și te dai cu cremă. Ok, deci da, mă dădeam cu crema aia și după ce mă dădeam cu crema aia, mă puneam fondul de ten imediat pe față. Ultimul lucru pe care îl făceam, mă dădeam cu rimel și chiar cu rimelul ăsta mă dădeam, de la L'Oreal, telescopicul. Îl luam de la... Ah, și mă mai dădeam cu un rimel de la L'Oreal, acela cu două capete și acum avea un capăt alb și un capăt negru. Ăla era favoritul meu și era, cred că, 30 de lei. Sau 20 de lei, l-aducea o fată, știu eu că l-aducea o fată Lavinia, dacă nu mă înșel, stăteam undeva un pic mai departe de mine și mergeam la ea și întotdeauna îl cumpăram de la ea, deci na, nu erau așa multe magazine cum sunt acum. Niciodată n-am avut gene lungi, așa că n-am insistat foarte mult cu genele. Piesa de rezistență și ce era mai important era creionul ăla negru să se vadă acolo pe ochi, în rest nu mai conta. Și întotdeauna mi se strângea aici fondul de ten, aici, aici și vă dați seama cum mi se usca și mi se oxida mie pe față fondul de ten de la Avon. Cam ăsta e machiajul pe care eu îl aveam în liceu. Cred că fetele care sunt de vârsta mea și au trecut prin aceeași etapă ca și mine, cam așa se machiau și ele, cu mult negru la ochi. Și știu că îmi spunea mama mea că mă mai machiam și mai îmi puneam ceva albastru la ochi, dar vă zic sincer că eu nu mi-amintesc de etapa asta. Și ce mai făceam, mi-am adus aminte, luam pudră din aia de la Max Factor, că toată lumea avea pudră, și îmi dădeam pe buze. Ca să am buzele albe. Nu știu, era o mod atunci cu buze albe. Dar da, așa mergeam eu la școală, așa mergeam în oraș, așa eram eu tot timpul. Vă sfătuiesc să nu faceți același lucru pe care îl fac eu, să fiți foarte atente pentru că aveți acces la informații acum, să nu vă încărcați foarte mult fața sau dacă vă place să vă încărcați fața, să aveți grijă să culoarea de pe față să fie ca și culoarea gâtului, să nu fie fața mai închisă cum e la mine și gâtul mai deschis pentru că se vede urât. Dacă ar fi să fiu acum în liceu, sunt sigură că aș avea cu totul și cu totul alt machiaj, nu aș mai avea machiajul ăsta, dar așa au fost vremurile, poate și voi care sunteți acum în liceu și aveți un anumit stil de machiaj, peste 10-15 ani nu o să vă mai placă machiajul ăla și o să spunem, dar ce-a fost în capul meu de mă machiam așa? Na, asta este, etape din viață. Eu sper că v-a plăcut clipul de astăzi pentru că vi l-am promis de ceva vreme, vă mulțumesc că v-ați uitat până la sfârșit. Nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube dacă deja nu ai făcut-o. Iar noi ne revedem mâine cu un nou clip. Vă pup! Ciao!